stai trebuie singură. Și baia. Și acolo e biblioteca. Da? A, că noi n-avem chiar. Zic să vă explic puțin care e faza cu cadrele pe care tocmai le-ați vizionat. Cred că anunțul oficial l-am făcut doar pe Instagram și e momentul să îl fac și aici, pentru că tot e început de vlog, mă, și o să avem multe lucruri de făcut spre zona asta, mă refer. Mai exact, ne-am cumpărat casă. O să ne mutăm la casă anul viitor. Sunt foarte, foarte fericită, atât eu cât și Alex, și sunt sigură că o să fie și Ciuci. Noi căutările le-am început undeva în primăvară și am găsit ceea ce căutam, dar cumva nu a fost să fie atunci. Am găsit un complex de case foarte drăguț, sunt case făcute în stil american, cam toate arată la fel, cu curticică ok, nu e o curticică foarte mare, dar e suficient pentru ce avem noi nevoie, mai exact o terasă cu un grătar, o căsuță pentru Ciuci, un depozit pentru scule, pentru trotinetă, pentru bicicletă și așa mai departe și un leagăn de lemn. Asta mi-am dorit foarte, foarte mult. Bineînțeles, câțiva copăcei, niște floricele, niște pietre japoneze, deja am totul în minte. Și am găsit casa perfectă într-un complex de case. Doar că, așa cum am menționat, n-a fost să fie pentru că în momentul respectiv, în prețul total, nu intrau finisajele. Și astfel am zis că pentru noi va fi o cheltuială foarte mare și nu are rost să ne băgăm, Doamne iartă-mă, în datorii și mai bine așteptăm. Și cumva, nu știu cum să zic, soarta, destinul, ce-a fost, am intrat pe site-ul lor într-o zi, așa, întâmplător. Nu am căutat nimic, pur și simplu cumva m-a dus gândul să intru pe site și am văzut că scria ceva despre finisaje. Și mă gândeam, interesant, i-am zis lui Alex, a venit Alex, ne-am uitat împreună ce scrie acolo despre finisaje și zic eu, bă, hai să-l sunăm pe agentul imobiliar cu care vorbisem și cu care am fost atunci să vizităm casa. Și l-am sunat și a zis că într-adevăr au o campanie în care în prețul acesta se oferă și finisaje. Și partea bună este că nu s-a schimbat nici prețul, pentru că eram destul de speriată că se va schimba și prețul. Asta pentru că s-au scumpit toate în ultima perioadă și mi-era frică că au ajuns să crească și prețul inițial, dar nu. Și tot în prețul ăsta intră și finisajele și eram, nu pot să cred. Așa că am hotărât că nu mai așteptăm, pentru că noi am așteptat perioada asta lungă, pentru că voiam să mai strângem bani, astfel încât să putem să ne facem și oarește mobilă, să putem să ne mutăm, că na, degeaba ai casa, ai avansul, ai tot ce mai trebuie bănuții, dar dacă nu ai să-ți cumperi, nu știu, electrocasnicele, bucătăria, sufrageria și dormitorul, pentru că astea sunt importante, zic eu, înainte să te muți într-o casă, mai ales că, na, finisajele îți oferă centrală, baie, cu tot. Așa că a fost o decizie luată nu pe moment, noi am ajuns acasă după ce am revizitat casa și am vorbit toate detaliile și ne-am gândit bine dacă e momentul, dacă nu e momentul și am decis că e momentul. Noi oricum doream să facem pasul acesta la un moment dat, dar nu atât de curând. Adică noi ne-am gândit că la bătrânețe nu am vrea neapărat să stăm între câțiva pereți într-un apartament și eu știu foarte bine ce înseamnă asta pentru că ai mei trăiesc în continuare la apartament, iar părinții lui Alex trăiesc la casă și o diferență enormă. Dar pe noi ce ne-a împins, de fapt, să ne cumpărăm o casă? În primul rând, pandemia asta din 2020 ne-a schimbat total percepția. A fost foarte greu pentru noi, mai ales pentru mine, nu știu, să trăiesc așa într-un apartament cu un balcon. Noi am stat foarte mult pe balcon și chiar în pandemie, țin minte că ne-am cumpărat băncuța pe care am stat foarte mult, dar a fost foarte greu și atunci ne-am gândit, băi, dacă aveam o casă, era altceva, pentru că stăteam în curte și era cu totul diferit. Ăsta a fost primul lucru la care ne-am gândit și care ne-a împins să ne gândim să ne cumpărăm o casă în viitor. Al doilea lucru, cred că știți și voi, a fost Ciuci, pentru că Ciuci a apărut în viața noastră la un moment foarte, foarte oportun, când aveam nevoie de așa ceva,
Povestea lui puteți să o vedeți, o să vă las un link pe aici și tot timpul mă emoționez cumva când vorbesc despre asta, dar da, și el e un motiv pentru care noi vrem să ne mutăm la casă, pentru că vrem să-i oferim o curticică unde să alerge și unde să ne jucăm cu el cu mingea și să fie foarte, foarte fericit. Așa că am zis că e momentul. Îmi place foarte mult și zona, pentru că este undeva în zona de sud, la 15 km de mers cu mașina, de unde avem noi apartamentul de aici, din sector 4. Și asta mi-a plăcut foarte mult, că e foarte aproape, nu doar că sunt aproximativ 15 minute până la apartamentul de aici, dar sunt aproximativ 15-20 de minute și până la părinții lui Alex. Și probabil când o să avem copii, o să fie super ușor, așa o să ne ajute foarte mult. Dar și pentru că e destul de aproape de oraș și pentru noi asta a fost un punct foarte. Noi nu am vrut niciodată să ne căutăm o casă în zona de nord, pentru că pe noi nu ne avantajează. Pentru că noi am locuit doar în zona asta de sud, în sector 4, și ni se pare nouă că aici ne simțim cel mai bine și hai să ne căutăm tot în partea asta. Așa că noroc că ne-am găsit și e totul ok. Terenul nu este foarte mare, dar este suficient încât să încapă toate lucrurile despre care v-am zis că aș vrea să încapă într-o curticică. În schimb, casa este destul de mare, este parter plus etaj, la parter avem bucătăria și sufrageria, avem baia de serviciu unde o să intre și mașina de spălat și uscătorul, avem dressing-ul, care o să fie jumătate dressing și un sfert o să fie camera mea de filmat și mai avem în partea de sufragerie o parte destul de mare, unde o să fie o bibliotecă. Și cred că biblioteca v-am arătat-o pe Instagram. Vreau să vă zic că eu am toate planurile făcute. Știu deja de unde să cumpăr ce, unde să pun, unde... Deci e o nebunie, dar mă bucur că mi-am făcut toate planurile, pentru că astfel o să fie mult mai ușor. Și vreau să fac totul diferit de cum am făcut aici la apartament, pentru că atunci eram puțin pe grabă și nu pot să zic că a ieșit totul 100% cum mi-aș fi dorit. Dar acum nu ne grăbește nimeni și cu siguranță o să facem totul să fie așa cum ne dorim. Așa, și la etaj avem 3 camere și 2 băi. Mi se pare foarte fain. E cam tot ce ne dorim până la urmă. Plus că îmi place foarte mult că dormitorul principal, adică dormitorul nostru, va fi cu o baie. Practic are baie alăturată. Bine, care poate fi dressing, dar dacă noi am hotărât că ne facem jos dressing, nu mai are rost să mai facem un alt dressing. Plus că mi se pare foarte cozy să ai baie lângă dormitor. Așa. Și o să fie foarte mișto. Sunt foarte entuziasmată. Probabil vedeți deja din aceste cadre. Suntem fericiți și ne bucurăm tare, tare mult. Termenul de predare sau terminare ar fi undeva pe la sfârșitul lui februarie, anul viitor, 2022, dar probabil vor fi întârzieri, așa că noi ne-am gândit că undeva, probabil pe la sfârșitul primăverii, începutul verii, că ne-am muta, asta și în condițiile în care v-am zis, ar trebui să ne cumpărăm cât de cât ce avem nevoie, să ne mobilăm oarecum încât să ne putem muta. Iarăși am vrut să vă zic, vreau să vă iau cu mine în această călătorie, de aceea am zis să încep așa vlogmasul, pentru că cel mai probabil o să fim la partea asta de ales finisaje. Noi avem un buget pe care trebuie să-l folosim pentru finisaje, ne-am gândit deja și că o să depășim acel buget, pentru că ce vrem noi să fie se încadrează undeva la modern, ușor minimalist, pe nuanțe de alb, probabil toate mobilele de peste tot vor fi albe, dar cu pete de culoare. Adică, în sufragerie, de exemplu, știu că vreau muștariu. Am găsit deja canapea o perfectă. Da, de asta zic că o să fie treabă multă, dar o să vă iau cu mine în călătoria asta și sper să vă placă, să fiți alături de noi. O să vă arăt pas cu pas tot ce se întâmplă, de la stadiul în care e casa acum. Cum ați văzut, casa e deja ridicată, dar, bineînțeles, interiorul trebuie făcut. Iar cum vine iarna acum, s-ar putea să fie întârzieri. Nicio problemă. Iarăși, sunt foarte fericită să vă iau cu mine în această călătorie, pentru că o să fie o amintire frumoasă și pentru noi. Și dacă vă întrebați cum adică, m-am uitat recent la clipurile filmate acum 3 ani de la apartamentul acesta, de la apartamentul nostru, și
Am trăit așa o emoție când am văzut cum arăta apartamentul înainte să ne mutăm. Tot așa blocul a fost făcut de la zero. Și cât de mult am evoluat în timp. Noi ca oameni, apartamentul nostru, prin ce transformări a trecut și așa mai departe. Și sunt sigură că o să fiu fericită peste an să privesc aceleași cadre cu căsuța noastră. Da. Sunt foarte fericită, nu mai vreau să vorbim acum despre subiectul acesta pentru că nu vreau să mă întind foarte mult, dar voiam să vă anunț că în aceste vlog măsuri vă voi lua cu mine puțin prin această călătorie pentru că vom fi la partea de a alege finisaje, de a ne hotărâ și așa mai departe, așa că o să fie o călătorie sprâncenă. Dar până una alta, vreau să vă arăt câteva colețele pe care le-am primit. Și după aceea ne îmbrăcăm să mergem în Ikea pentru că trebuie să iau un sertar, niște sertărașe de astea de depozitare pentru legume. Nu știu dacă v-am arătat sau v-am zis, dar ne-am cumpărat acum de Black Friday o mașină de spălat vase. Aleluia, după 3 ani ne-am cumpărat mașină de spălat vase. Noi voiam să ne luăm mai repede, dar aveam acolo în bucătărie spațiul gol lăsat pentru mașina de spălat vase, dar noi ne-am făcut cumva un mini depozit unde ne țineam legumele. Și am zis că, bă, ce facem acum cu astea? Și am zis, hai, că am văzut eu la Ikea un suport de ăsta cu sertare, unde putem să punem și legumele, așa că mergem să-l cumpărăm și vreau să văd ce decorațiuni au de Crăciun, pentru că încă nu m-am băgat în partea asta, nu știu exact ce trebuie să cumpăr. Știu că bradul pe care l-am vrut anul trecut, dacă țineți minte faza cu brăduțul care a venit și a fost prea mic și eu voiam de 2,20 și el a fost, nu mai știu, de 1,70 și am fost super supărată și n-am mai făcut niciun brad. Well, brăduțul acela s-a făcut aproape 600 de lei și sunt așa în dubii dacă să-l cumpăr sau nu, așa că o să vedem pe parcurs, dar până una alta vreau să văd și ce decorațiuni au la Ikea, pentru că sunt foarte curioasă și vă iau cu mine și vă arăt mai multe. Am primit aici două colețele și mă gândeam să vi le arăt și vouă. Primul este de la Notino. Am cumpărat câteva produse pentru mașina de spălat vase. Nu știu dacă v-am zis, nu cred că v-am arătat-o. Ne-am cumpărat într-un final mașina de spălat vase. Și aici e un colețel PR, cred eu. O să desfac și o să vă arăt și vouă. Hai că am despachetat și este un colețel de la Maybelline. Este vorba despre fondul de ten Fit Me Matte & Poreless, despre care știu că v-am mai povestit de foarte multe ori, pentru că e unul din preferatele mele și îl am chiar și acum în dulap. Ei au o mulțime de nuanțe și sunt sigură că o să găsiți și voi nuanța potrivită. Aici mi-au trimis câteva nuanțe, mai exact 3. Avem 110, 130 și 220. Eu, din câte țin minte, am nuanța 115, dar ca să fim siguri, hai să mergem aici la sertar, să vedem exact. Așa. Am nuanța 115, probabil nuanța 110 e prea deschisă, 130 mult prea închisă și 220 la fel. O să văd dacă una dintre ele se potrivește mamei și probabil pe restul le pun la giveaway. Dar vreau să vă zic că e un fond de ten foarte fain, arată natural pe față, rezistă foarte bine, nu încarcă deloc, e buildable și are un preț foarte bun. Așa că dacă nu l-ați încercat până acum, recomand să-l încercați pentru că e chiar super, super mișto. Iar colețelul de la Notino, bineînțeles că vine cu o grămadă de chestiuțe de astea care merg la reciclat tot timpul. Mi-am cumpărat de la Persil din nou aceste capsule de spălare Deep Clean Plus Active Fresh. Sunt foarte faine, mie îmi plac foarte mult, le folosesc deja de ceva timp. Le-am descoperit într-o campanie Booster împreună cu Persil și de atunci le tot recumpăr. Mi se par foarte mișto și cel mai fain, până și ambalajul ăsta e reciclabil. Desfaceți asta, care este hârtie carton, puteți să o reciclați la hârtie carton și ambalajul acesta e din plastic. Și v-am zis că mi-am cumpărat câteva produse pentru mașina de spălat vase. Mamă, ce greu e produsul acesta. Asta este sare, în principiu pentru a nu se depune calcarul în mașina de spălat vase.
Am auzit că e foarte mișto, mi-a recomandat chiar și mama și am zis că ok, cumpăr și eu. E foarte grea, totuși nu mă așteptam. Iar aici mi-am cumpărat niște capsule de la Finish cu lămâie, din câte țin minte, da, cu lămâie. Sunt 60 de capsule, sunt în jur de 40 și ceva de lei și chiar o să încercăm să vedem cum sunt. O să vă țin la curent dacă vă interesează și pe voi. Și parcă am cumpărat și o soluție aici de lustruit, tot pentru vase. O să desfac imediat și vă arăt. Aceasta este și soluția. Acum eu sper să fie ok și care îndepărta petele de pe vase. Vă țin la curent, văd că și ăsta e un ambalaj foarte fain care se reciclează, pentru că poate fi desprinsă chestia asta și mișto. Așa că de data asta am cumpărat produse pentru mașina de spălat și nu pentru spălare. De pe Notino, dacă nu știați, ei chiar au foarte multe produse, inclusiv pentru casă, pentru curățenie, pentru mașina de spălat vase, pentru mașina de spălat haine și chiar au niște prețuri foarte bune, așa că puteți să aruncați și voi un ochi. O să vă las din nou linkul în bara cu descriere. Dacă vrei. De ăla vrei? Îmi place mult ăla. Tată pui. Ce faci, băiatule? Cine mă ți-a dat cutie? Cine? Am ajuns acasă într-un final. N-a stat foarte mult. Nu am cumpărat nici foarte multe chestii. Am fost cumpătați. Am zis să încerc ceva pentru dulapul cu pantofi. Și mi-am luat o etajeră de asta. Nu știu dacă încape, în schimb. Așa că o să vedem împreună. Și am cumpărat acel suport de depozitare pentru legume. Am mai cumpărat baterii, aparent, am cumpărat Alex. Și cam atât. Așa, am cumpărat două chestii de ele pentru papuci, nu știu cum se numesc acum, ca să poți să te încalzi mai ușor. Încălțător, whatever, pentru părinții lui Alex. Și cam atât, ne-am plimbat mai mult. Nici nu mi se pare că am stat atât de mult, dar deja e întuneric, nu... Iertă-ți. Sunt entuziasmă asta. Ia să ne entuziasmă că am venit acasă. O să vă arăt și acele sertărașe de depozitare pe care cred că le face acum Alex, le montează. Și o să mâncăm și o să ieșim cu Ciuci afară și cam asta e ziua. Am zis să încep așa light pentru că aș vrea să fac cât de cât
clipulețele mai scurte, pentru că nici nu știu cât o să am timp, mai ales că încep și un proiect nou la muncă și na, nu știu cât o să pot să filmez. Așa că o luăm așa încetişor și cu clipulețe mai scurte, dar totuși interesante. Îți arată bine, nu? Astea sunt și sunt parcă trei. Vin una peste cealaltă. Ia uite-ți. Ce ai în cap? Spune! Tot timpul le răstoarnă astea, nu le suport absolut deloc. Ma! 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 Lasă-l, tata, lasă-l, să-l pun la loc. Ca să poți să-l mai dai jos mai încolo. Lasă. Ești răsfățat, da. Ești răsfățat. Da, puile, da. Crezi că e răsfățat? Nu, deloc. Deloc. Pupi într-una. Ce? Ține-l, popa. Ține-l, popa, pe el. Meșteru, manule. Ce, n-ai sculele bune? Ia, uite-ți. Uite-ți-l, pil. Hai că vi-l arăt după ce e totul asamblat. Gata, a terminat Alex de montat. De asamblat. Ciuci, aprobi? Aprobi? Și acum sperăm că încape să masă. Da, va trebui să punem tot hârtie de asta. Măi, alea sunt ale mele! Ale mele! Mine! Pleacă de aici. Pleacă din chipsurile mele. Dar încearcă să... Să ridici un pic și eu, cred, la fel. Nu știu ce să zic, sperăm. Dacă nu, o punem aici. Haide. Să știi că l-ai luat-o meu și nu-l împart cu tine. Nu, no, nu. No. Unde-l pune? Dacă aici. Nu cap, eu zic să... Apă-l. Desfințăm sau nu să-l punem aici? Nu. Să știi că tot ce e aici e al meu, da? Tu ai băbițele tale. Mai. Ceapă și usturoi. Avem usturoi? Ce întrebare asta? Nu mai faceți? Avem cam mult usturoi. Mai trebuie o folie. Cred că e asta. Mă, ce cartof mare. Asta e cartof dulce? Da. Asta. Ok. Și acolo, sus? Să sus, nu știu, dar din dulciurile să le bag în sertar și arunce de aruncat. Deci cam așa. Am pus aici până la urmă, nu încape chiar 100%, cum voiam noi, pentru că masa noastră se desface, astfel că are niște chestii acolo, dar zic că e ok. Plus că e o improvizație până la urmă, nu contează. Aveam doar nevoie să fie aici ceva pentru legume și pentru ce mai trebuie să punem ca să... Na, acolo, în spațiul ăla, unde sunt sertarele, erau aceste lădițe și tot timpul aveam legume în el, dar pentru că acum luăm mașina de spălat, nu mai avem unde să le punem. Zic că e ok totuși această improvizație. A fost 150 de lei dacă vă interesează și se găsește și pe alte mărimi și cred că și pe alte culori. Ciuci, ce ai făcut? Ce e asta? Da, s-a dus și un sul de hârtie igienică. Ce e asta, Ciuci? Cine a făcut aici? Spune! Cine? Spune, ce e asta? Ce e asta? Spune! Ce e aia? Nu mă pupa, că sunt supărată pe tine. Sunt supărată pe tine? Da! Ce ai făcut acolo, tată? Ce e cu hârtia igienică în pat? Spune! Ce e cu hârtia?